Fenomenul de evaziune fiscală în școlile din România este un subiect care a fost dezbătut de nenumărate ori atât la nivel central cât și local. Chiar la începutul acestui an școlar, ministrul educației, Remus Pricopie, a declarat că este fraudă și evaziune fiscală atunci când profesorii sau directorii de școli adună bani de la părinți pentru fondul școlii sau al clasei. Reprezentanții unităților școlare spun că au bugete sărace, iar atragerea unor fonduri suplimentare este necesară. Pentru ca totul să fie legal, instituțiile de învățământ au asociații de părinți constituite juridic în baza ordonanței de guvern numărul 26/2000. Școala Generală numărul 8 din municipiu este una dintre școlile la nivelul căreia a fost înființată o astfel de asociație, însă acestea sunt puține în județul Giurgiu. Se elimină toate aceste pârghii care creau suspiciuni în sistemul de învățământ. Acești bani, cotizația care se adună sau sponsorizările, intră în cadrul asociației de părinți, în contul asociației. Acești bani sunt direcționați pe baza unor priorități stabilite de către comitetul director al asociației, dar în același timp și pe baza unor necesități pe care le aflăm de la conducerea școlii. Banii colectați de părinți sunt folosiți exclusiv pentru îmbunătățirea condițiilor de studiu pentru copii. Despre necesitățile elevilor, părinții discută cu administrația școlii, dar și cu profesorii, iar suma pe care o achită lunar rămâne la discreția părinților. Concursurile școlare cu plată este un alt aspect care ridică suspiciuni în rândul părinților și care așteaptă reglementare din partea statului. Tot din cauza acestor suspiciuni de fraudă, Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu a interzis participarea elevilor la concursurile care prevăd taxe de participare. Mai mult, în acest fel s-a eliminat și discriminarea elevilor ai căror părinți nu dispun de resurse financiare pentru a înscrie copiii la competiții. La concursurile cu plată, teoretic pot participa toți copiii, dar când spui toți, ne gândim la cei care au posibilități financiare, adică părinții lor au posibilități financiare pentru a-și sponsoriza copiii să participe la aceste concursuri. Dar ceilalți copii, cum se simt ceilalți copii a căror părinți nu le-au putut da suma de bani necesară pentru a participa la aceste concursuri? Aceștia nu sunt oare discriminați? Pentru anul școlar în curs, școala numărul 8 a aprobat lista cu concursurile cu plată la care elevii săi pot participa, însă se așteaptă aprobare de la Inspectoratul Școlar Județean pentru organizarea acestora. Asociațiile de părinți sunt o soluție non-profit care administrează bani din contribuția benevolă a părinților și de asemenea pot beneficia de sponsorizări, donații și pot chiar dezvolta proiecte din fonduri europene.